Elevii însoțiți de părinți merg la școală să-și ia rămas bun de la profesori și să le mulțumească pentru efortul depus în timpul anului școlar. Хочется сказать слова благодарности всем тем, кто учил наших детей все это время, кто уделял им внимание, научил их мудрости. Să le spunem un sincer mulțumesc cu ocazia ultimului sunet și răbdare pe parcursul următorilor ani. Cumpărătorii susțin că florile sunt puțin mai scumpe decât în zilele obișnuite. Cât ați plătit pentru buchet? 30 de lei. Și cum vi se par prețul? Dacă sincer, poate și scump, dar e frumos. Probabil, începând de mâine dimineața, să crească prețurile. Cred că cel puțin 5-10 lei mai mult. Chiar dacă spre seară mai mulți oameni au venit să cumpere flori, comercianții nu sunt mulțumiți de vânzări. Ei spun că în anii precedenți erau mai mulți cumpărători. Nu prea să vând. Dar comparativ cu anul trecut? Anul trecut mai bine s-au vândut. Credeți că mâine vor fi mai mulți cumpărători? Așa credem de dimineață. Poate. Duminică, la florăriile din capitală, un trandafir a costat în jur de 40 de lei, iar un buchet de crin se vindea cu 40-50 de lei.